cu cântarea Ce bine e când frații, numărul 567. Ce bine e când frații în Domnul se unesc și dragoste și pace ne lumețuiesc și se va noi odată prin evocașul sfânt, toți fericiți și liberi vor fi pe loc pământ, toți fericiți și Tatăl nostru, care locuiești sus în ceruri, înaintea ta venim la începutul acestui an să-ți mulțumim că până în prezent ai fost cu noi. Îți mulțumim că am putut veni în acest loc, cerem prezența ta în mijlocul nostru, să ne binecuvintezi pe fiecare în parte cu nevoile care le avem, să binecuvintezi solul tău cu putere de sus și te rugăm să pui cuvântul tău în gura lui și pe noi să ne faci atenți să ne putem transforma după voia ta. Rămâi continuare în viețile noastre, că te-am rugat prin Domnul Hristos. Amin. Un an nou binecuvântat și la anul în Ierusalimul Ceresc? Până la anul vă așteptăm și noi la pământesc, dacă e. Îmi dau seama că sunteți obosiți, dacă nu sunteți obosiți, sunteți cumprinși de frig, da? Și nu doresc să insist prea mult în seara aceasta, însă totuși, dacă suntem aici, aș dori să vă invit să studiem din Cuvântul Domnului. O continuare cumva la ceea ce am început sâmbătă. Am vorbit sâmbătă la prânz despre unul dintre motivele pentru care existăm ca biserică și suntem constituiți și avem întâlniri. Și am vorbit despre închinare. Aș vrea acum să vorbesc despre un alt element dintre cele patru. Da? Mă țineți minte care erau? Erau cinci, dar două sunt cam una și același lucru. Da? Primul, închinarea. Hai că deja l-am amintit. Al doilea era învățarea, părtășia și misiunea. Da?
dăm mărturie despre credința noastră și în același timp învățăm cum să facem ucenici ai Domnului Iisus. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc despre părtășie. Și aș intitula tema în seara aceasta, cine are nevoie de biserică? Și aș dori să încep cu o ilustrație, cel mai simplu. Ați văzut vreodată o albină care să nu aparțină unui stup? Sau o furnică care să nu apară să aparțină unui mușuroi? Se poate? Sau azi ne gândim la alte animale care, sau alte creaturi care sunt făcute să comporte și să existe în colectivitate. Până și omul. Numai că o spune Scriptura cum nu a fost făcut ca să fie singur. Da? Dar o răspund și prozării seculari, moderni și antici. Nu? Platon, parcă era, care spune despre om că omul e făcut să fie un animal social. Da? Așa a fost preluată de psihologie apoi ce a zis el. Da? Altfel a folosit el termenii. Da? Da? Iar un cântăreț al zilelor trecute, încă în viață și astăzi, spunea că nimeni nu este o insulă. Și cu toate acestea, de multe ori în experiența noastră spirituală, deși ar fi elementul care ar fi cel mai ușor de controlat pentru care are de face cu umanul, devine unul dintre lucrurile cele mai dificile. Și orice statistică, dacă ați citit motivul pentru care părăsesc oamenii biserica, poate țineți minte un studiu făcut chiar de un erudit adventist, te-am scăpat numele lui acum, da? De ce părăsesc tinerii biserica? Da? Dar putem să lărgim spectrul acesta. După cartea lui a fost inspirat un studiu făcut în bisericile creștine din America. De ce părăsesc oamenii biserica? Da? Și biserici baptiste, adventiste, toată lumea protestantă în America a fost studiată. De un studiu făcut de George Barna, faimosul institut de studii. Știți care este lucrul cel mai interesant? Că marea majoritate nu părăseau biserica din motive doctrinare. Pentru că au aderat la vreo erezie. Sau nu părăseau biserica din cauza faptului că au avut lumină nouă, vreo descoperire. Da? Sunt unii care au ajuns în acest motiv. Motivul covârșitor, sau procentajul covârșitor, din motive relaționale. Nu știu, mi-aduc aminte în cartea care își povestește experiența lui Doug Batchelor, povestește experiența în primul său district. Una dintre surorile care era cele mai calde și cele mai devotate în biserică. Era o adevărată mamă, o tabita în biserica ei. Într-o duminică când pastorul conducea prin oraș, a văzut-o intrând într-o biserică evanghelică. Și a devenit curios. A făcut puțină poliție, fratele. A urmărit-o și următoarea duminică, și următoarea duminică. Până când a abordat-o. Și i-a spus-o pășleau, știți, frate, eu sunt adventist, asta e biserica mea, asta e ceea ce cred. Dar acolo mă iubesc. Acolo mă iubesc. Dar vreau să gândim acum neapărat, uite, noi suntem paria. De multe ori avem ideea asta, da, uite, frații penticostali se iubească mai mult ca noi sau frații baptiști. Am avut și experiențe diferite. Eram în Israel la lucrarea pentru penitenciare. Nu e neapărat la fel cum se desfășoară aici, dar se întâmplă de multe ori să fim din diferite grupuri, mesianice, evanghelice, biserica adventistă, care vizităm pe aceiași prizonieri. Da? Și fiecare le oferim ce putem. Și am observat că la un moment dat se crease tensiune ca anumiți oameni. Nu? La un moment dat unul dintre ei spunea, vreau să vorbesc cu voi mai din Noul Testament. Deși până atunci vorbisem despre Moise și despre... De obicei, ce răspundem nevoilor lor, da? Ce ei au interesul. La un moment dat zice, nu, acum vreau numai din viața Domnului Iisus. Că am spus, uite, de ce spune Pavel, de ce spune Petru, de ce spune Ioan. Da? Nu, numai ce spune Iisus. Ok. Nu, și după aia am aflat motivul. La ultima vizită care am făcut-o, m-am întâlnit cu un frate dintr-o una din bisericile evanghelice. Și zice, a, și tu te duci, da, și eu mă duc la învezită, da. Ce ești tu? Eu zic că sunt pastor la Biserica Adventistă și astăzi vizitez și am zis numele, zic, uite, cu tărică îl vizitez. A, tu ești la care crezi în Ellen White. Da, ești pierdut.
Și am zis, știi ceva, am prieten foarte mult din biserica ta. Și știu că ei nu gândesc în felul acesta. Nu e, tu nu ești un copil al lui Iisus dacă vorbești așa cu mine. L-am umuiat. Da? Deci există acest spirit și această problemă și în rândul celălalt, în rândul altor biserici. Și vedeți, studiul lui George Barna nu se referă numai la biserica adventistă. Totuși, aceste lucruri care te sunt de cel mai mult de preocupat. De ce? Poate o explicație, țin minte o ilustrație a unui frate pastor vorbind despre oi, staul, turmă, nu? Și știți cum se întâmplă, uite, chiar a fost discuția și în România vis-a-vis de legea oieritului, câți câini să ai la stână. Într-o turmă de oi, pe lângă oi, ai capre, mă sigur, ai și vaci, ai măgari, da? Și dacă cei care au fost cu niciodată la Muntele Roșu, țineți minte când vedeam coloana de măgari care urcau sus la stână, da? Coborau cu brânza, cu lapte și apoi urcau cu provizii. Aparțineau stânii, da? Ai câinii la stână? Ai toate. Așa să explicăm și noi realitatea din biserică, pe lângă oi și capre, care și Biblia îi descrie, o să avem și câini și măgari și... Da? Cred că nimeni nu-i place, dar simțit de drept insultat. Uite, mă frate, zic că... Da? Toți ne place să gândim că suntem oi. Nu e ușor. Nu e ușor să aparții unei comunități. Și nu e ușor să dai dovadă de spirit de comunitate. Mă gândesc la o viziune a Ellen White vis-a-vis de această realitate. Apare chiar în cartea Experiențe și Viziuni. Biserica asemănată cu o corabie pe o mare învolburată noaptea. Da? Cine este cârmaciul? Între cei care au citit experiența. E chiar Domnul. Și de multe ori uităm lucrul acesta. Și când vedem că corabia scârție și mai ne lovește câte un val și dă cu noi, nu, unii se gândesc, poate ar fi mai bine dacă aș ieși din corabie. Ne salvăm în barca de salvare. Da? Totuși, mesajul este clar. Unde există salvare? Doar în corabie. Nu este sigur dacă cobori din corabie. Nu este sigur dacă vrei să-i tu cârma în mână. Doar Iisus este cel care poate duce corabia cu bine la destinație. Și doar în corabie vei fi salvat. Însă, în același timp, în corabie, nu? Unii se gândesc că e mai bine afară, alții n-au loc de alții. Eu mă gândesc la experiența apostolului Pavel, care descrie în Cartea Faptelor Apostolilor. Călătorind spre Roma. Nu? Unii se gândeau, marinarii mai ales, hai că scăpăm dacă sărim din corabie. Alții soldații, dacă se sfârmă corabia, ar fi bine să omorâm pe deținuți. Bine că a fost un om al lui Dumnezeu, care s-a rugat și care Dumnezeu i-a dat o descoperire. Și a zis, mă, fraților, sunteți aici, trebuie să ne unim. Dacă avem lucruri în plus, alea putem să le aruncăm peste bord. Noi avem nevoie să ne hrănim, Dumnezeu a promis că toți cei care rămân aici se vor salva. Mi-ar place ca asta să fie, nu, chiar dacă este o alegorie în contextul în care o folosesc, dar să fie realitatea despre biserica mea. Să știu că toți cei care suntem în corabie asta ajungem cu bine la destinație, chiar dacă va fi apucând de o bucată de scândură. Da? Biserica noastră astăzi, la rândul ei, are tot felul de provocări, din interior și din exterior. Însă atunci când ne referim la de obicei la problemele de părtășie, sunt probleme de ordin interior. Navigăm în ape tulburi, ape periculoase, nu? Pare că totodată corabia se sfărâme. Uite, unul dintre predicatorii foarte urmăriți pe internet făcea afirmații astă vară, va suporta biserica, era probabil
criza vis-a-vis de criză, o pun între ghilimele, nu consider că a fost o criză, de hirotonire a femeii, va suporta? Uite că a suportat. Și mâine au ca să vină o altă criză, o să suporte și la aia. Pentru că biserica nu este a noastră, biserica este a lui Hristos. El este capul. De multe ori am impresia că nu suntem în control și ne jucăm cu butonașele. Da? Cât Dumnezeu ne permite să ne îngăduie. Însă biserica este a lui. Este unica cale de mântuire a păcătoșilor din lumea aceasta. Însă mai este o problemă. De ce mă găsesc în biserică? De ce ne găsim în biserică? Ce e biserica? Uite, spunea fratele Roma în sâmbătă, nu, că biserica într-adevăr este un spital. Venim aici să ne tratăm. Da? Un fel de, ok, pentru mântuire. Dar doar mântuirea mea? Asta ține tot de Domnul. Dar care este rolul pentru care am fost chemat? Pentru ce a chemat Iisus ucenicii? Și spunem că această chemare apoi se face în dreptul celorlalți. Vedeți, eu cred că biserica este, da, sunt de acord că biserica este un spital, nu știu unde am citit ilustrația aceasta, cineva, un pastor spunea că ar place să scrie pe frontispiciul anvonului său, aici se termină suferința, nu? Oamenii vin cu suferința lor, fizică, psihică, emoțională, spirituală, și găsesc aici mângâiere, alinare. Găsesc un loc unde poate să-și lase povara lor. Însă, în același timp, este real că mulți dintre noi, nu, am transformat biserica din spital într-un fel de sanatoriu de boli cronice. Venim cu boala noastră și asta e, frate, așa sunt eu, trebuie să mă înghiți așa. Așa sunt eu arici. Da? Am văzut ieri cu copii, ne plimbam prin grădina botanică din Meise și am văzut un arici. Și le-am povestit o întâmplare care am citit-o din viața aricilor. Da? De obicei, nu o să vezi aricii în colectivitate, vezi izolați. Dar cu toate acestea, în văgăunile lor, unde își petrec și ei viața, în timpul iernii se adună mai mulți ca să încălzească. Cum crezi că poți te încălzești arici lângă arici? E cam dureros. Să te pui lângă un arici, că te înțeapă. Ok, te-ai înțepat din partea stângă, te duci în partea dreaptă. Aoleu, m-am înțepat și aici. Și totuși doar așa poți să-ți păstrezi căldura să supraviețuiești. Chit că este dureros. Vedeți? Spune Pavel în Evrei că avem datoria de a veghea unii asupra altora, de a ne îndemna la ce anume? La dragoste și la fapte bune. Nepărăsind adunarea nu este o soluție. Unii au obiceiul acesta, într-adevăr. Din contră trebuie să ne încurajăm cu atât mai mult cu cât se apropie ziua. La care zi face referire Pavel aici? La care zi? Care este ziua Domnului? Ok, hai să zicem că se referă la sabat, deși nu se referă la sabat. Dar permiteți-mi această paranteză, această divagare, da? Chiar și atunci când vine sabatul, dacă știu că e unul care descuraja și parcă n-ar vrea să vină sâmbătă la adunare. Da? Poate trebuie să-l încurajezi. Hai mă, frate, vino. Hai mă, că nu, la biserică nu vii pentru X sau pentru Y. Da? Câteodată, când aveam și eu câte o problemă cu cineva, mama mereu îmi spunea un lucru. Știu să faci în cer. Tu o să locuiești într-o parte a Noului Ierusalim și în partea altă? Și când o să vă întâlniți în fața tronului, ce o să faceți?
Cam așa e. Dar cu atât mai mult cu cât noi credem că ziua Domnului, parusia, manifestarea lui Iisus în glorie și mărire, revenirea, se apropie. Ne-ar trebui fiecare întâlnire a noastră să fie o simulare, o pregătire, un antrenament. Inclusiv acelei părtășii. Când Domnul Iisus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, nu? Și a rezumat cu cele două concepte din Pentateu sau din Tora, nu? Deuteronomul 6, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Și m-a adăugat ceva acolo. Leviticul 19, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asemenea ei. Da. Păi, ok, am zis că, și interesant, că aici care e cea mai mare dintre porunci, cu asta a răspuns la întrebare. Nu, a adăugat la asta, pentru că zic că ar fi altă referință în sensul acesta, da? Nu, a făcut o... Cum explicăm atunci că Domnul spune, ok, zici că îl iubești pe Domnul care nu-l vezi, spune apostolul. Da, păi cel care îl vezi? Cum zici că îl iubești pe Domnul că nu-l vezi, când pe cel care îl vezi? Vedeți, nu totdeauna frații noștri merită dragostea noastră. E adevărat. Dar în ce măsură am meritat noi dragostea lui Dumnezeu? Nu răspunde tot Pavel. Iisus a murit doar pentru oamenii buni. Doar pentru oamenii neprihăniți. Avea vreo datorie morală față de noi. Aoleu, și gata, uite, și acum n-a avut, l-am prins cu ușa. Pe când eram noi cum? Păcătoși, slabi, nenorociți. Pe atunci Iisus a murit pentru noi. Pe atunci, în acea situație. Vedeți? Mă gândesc în felul acesta. Suntem, e ușor să dai, nu, un lucru cuiva căruia, nu, îți cade bine, cuiva care îți este prieten. Iar Iisus a încercat să fie prieten tuturor, chiar și lui Iuda. Și a fost intim, interesant că cei care l-au flancat pe Iisus cu ocazia Sfintei Cine, a fost cel mai bun prieten al lui și vrăjmașul lui. Iisus i-a acordat atâta încredere să stea chiar lângă el. Să fie cel care îi păzește spatele. Ioan se explică că își odihnea capul pe pieptul Mântuitorului. Atunci înțelegem că era, cum stăteai atunci, poate acum ne surprinde, dar... Să nu ne imaginăm că ucenicii au stat la Sfânta Cină, hai acum ne ridicăm în picioare că se frânge pâinea, da? Stăm în picioare până primim și păhărelul, da? Toți, nu, stăteau tolăniți. Chiar dacă ați studia sărbătorile ebraice, erau în contextul acesta, chiar se spune că părinții au stat în Egipt în picioare, în cinci și cu toiagul în mână, iar noi acum stăm, chiar există faimoasa cântare, Maniștana, și unul dintre strofe spune, de ce astăzi putem să stăm sprijinindu-ne sau tolăniți? Când părinții noștri au stat în picioare, că Domnul deja ne-a dus izbăvire. Cel care stătea în spatele Domnului, cel care îl păzea de la spate, cum ar fi. Da? Cel care era însărcinat cu securitatea, să pun între ghilimele. Ori, ce model suntem noi invitați să reproducem? O spune spiritul profetic. Nu? Care trebuie să fie năzuința noastră? Să fim ca cine?
Ca Iuda? Așa credeau oia de pe insulele Papua Noua Guinea. Da? Când le-a povestit misionarul despre Iuda, a devenit eroul lor. Nu Iisus. Pentru că era o cultură canibală. Ce este biserica? Vedeți? Cuvântul limba română ne duce puțin pe căi greșite. Vine nu etimologia de la basilica, care se referă mai degrabă la clădire. Însă cuvântul biblic, termenul biblic, este cheila în Vechiul Testament, eclesia, care înseamnă adunare. Mie de multe ori, nici nu folosesc cuvântul în Israel cu atât mai mult, că avem probleme de, vis-a-vis de identitatea noastră, folosesc cuvântul comunitate. Întotdeauna, dacă mă întreabă, zic, sunt pastor al comunității adventiste, așa le spun. Și chiar mulți oameni au surprins, a, îmi place ideea de comunitate. Zic, asta e năzuința noastră. Și am imaginea aceasta. Nu? Trăind-o în Israel, e foarte frumos să vezi cum merg evreii la închinare. Mai ales vineri seara. Sâmbătă ei sunt mai vrednici ca noi. Când noi ne ducem să începem serviciul divin, deja l-au terminat. Da? Dar ei văd vineri seara. Știți cum fac? Iese primul și pe scârță se întâlnește cu vecinul lui. Mai coboară un etaj, se unește încă unul. Și încă unul. Și se întâlnesc toți în sinagoga lor. Se adună așa pe drum. Așa era și în Vechiul Testament, când erau cele trei sărbători anuale în care trebuia să urce la Ierusalim. Ieșea primul, ce faci, vecine? Păi am plecat la Ierusalim. Stai că vin și eu. Intra și la bocceluța. Mai mergeau 2-3 metri, alt vecin se adăuga. Ajungeau în satul vecin și oamenii de acolo. Și în Ierusalim ajungea tot puhoiul. Comunitate. Adunarea Domnului. Se întâmplă uneori, mai ales după serviciu divin, să înceapă discuții. Mă, cum ți-a părut predica sâmbătă? Cum a fost serviciul preotului? A fost inovativ de dat. Nu, ăștia cu curente noi, cu idei noi, nu, înainte, pe vremea noastră erau. Păi să vezi când era preotul Zaharia, dau un nume. Avem Zaharia preot în Biblie, da? Să vezi cum a făcut el. Așa trebuia procedat. Și se întâmplă că de multe ori, în genul ăsta de discuții, dacă serviciu sau unii zic, corupție, frate, corupție, ăștia ne-au vândut. Uite și tu, marele preot, păi, știi cât a plătit marele preot ca să ajungă mare preot? Știi cât i-a plătit la lui Cezar? Milioane, câți bani s-au dus în buzunarul? Ne-au vândut, ne-au gata. Întâlniri secrete cu iezuiții și cu sioniștii și cu masonii și cu... Probabil că frații ăștia care vorbesc astea au cunoștințe acolo, sunt și ei din vreo lojă, de vreun ordin. Dacă știu așa lucrurile cu detaliu, da? Chiar știu ce a spus fratele lui Cutăriță și ce i-a spus Cutăriță fratelui conducător. Sau lucrează la serviciile secrete, a pus vreun microfon acolo ca să afle. Știi ce se întâmplă când ne dedăm la asemenea activități? Ce s-a întâmplat cu părinții lui Iisus? Și cât timp le-a luat ca să-L găsească? O zi l-au pierdut pe Iisus din vedere. Și a costat 3 zile ca să-L găsească. Și unde l-au găsit pe Iisus? Tot în adunare. Unde l-au pierdut? Unde l-au lăsat? Vedeți, asta e problema. Când pierdem părtășia, nu este problema că doar pierdem un prieten sau pierdem un frate sau o soră, ci pierdem pe cel care este capul bisericii, îl pierdem chiar pe Iisus. Îl pierdem chiar pe Iisus. Și nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, nu? Decât Iisus. Ai venit pentru mântuire?
Păi nu-L pierde pe Iisus. Vreau să avansez. Timpul este... Timpul trece, este tiranul care ne amenință cel mai rău pe noi oamenii. Ok. Vrem să-L avem în atenția noastră pe Iisus. Dorim ca El să fie ceea ce ne unește și ne dă părtășie. Întotdeauna îmi place această ilustrație când am de făcut consiliere matrimonială, un exemplu care mi-a fost dat și mie și îmi place să folosesc mereu cu ceilalți. Nu? De la, pornind de la fostul dicton, poate de modă veche, dar cred că funcționează și în care succes, măcar într-o oarecare măsură. Cine se roagă împreună, stă împreună. Da? Sau cine studiază împreună, sau altarul împreună. De fapt, dacă altarul este făcut doar ca un ritual sau rugăciunea doar ca o formă, nu prea funcționează. Dacă într-adevăr altarul este despre Iisus și rugăciunea este adresată lui Iisus, da, cred că funcționează și ține familia împreună. Însă îmi place acel desen, nu? Aici este El și aici este ea și Iisus este sus. Cu cât te apropii de Iisus, ce se întâmplă cu cei doi? Și ei între ei se apropie. Cred că aceasta este realitatea și în ceea ce privește relațiile noastre în biserică. Între frați și surori. Da? Cu cât, dacă ne vrem să ne apropiem de Domnul, e imposibil să te apropii de Domnul, să te depărtezi de celălalt. Doar în măsura în care El este dezinteresat să se apropie de Domnul. Dar dacă într-adevăr ne-am venit să-L căutăm pe Iisus și avem privirile țintite către El, ce se întâmplă cu noi? Și noi ne vom apropia unii de alții. Spune Pavel în Coloseni 3, despre pacea lui Hristos, la care am fost chemați într-un singur trup. De asemenea, Domnul, cu ocazia rugăciunii sale, acea rugăciune deosebită din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, ce spune? Doamne, te rog să-i păstrezi pe fiecare, Tată, să-i păstrezi pe fiecare pe unde sunt. Așa a zis? Pe Iuda, pe unde e, pe Ioan, pe unde o fi, pe Petru, pe Filip. Și eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o tu. Dumnezeu, Iisus ne-a făcut partaj la gloria care provine de la Tatăl. Da? Pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una. Eu în tine și tu în mine, pentru ca ei să fie făcuți desăvârșiți spre a fi una. Desăvârșirea, nu? Ai de face cu dragostea, ai de face cu acest simțământ de unitate. Iar nu, ideile care le-am amintit, pacea, gloria aceasta, desăvârșirea, nu? Roadele Duhului. Ați văzut în ce context vorbește Pavel despre roadele Duhului? Într-un context individual, și aș vrea să zic că asta e mare problemă astăzi, suntem într-o societate foarte individualistă și vrem, nu vrem, suntem afectați de genul acesta de mentalitate. Însă ar trebui aici să venim să ne tratăm, să luăm o doză de comunitate, de îmbrățișare, de anti-individualism. În comunitate, în împreună simțire. Când Duhul Sfânt s-a coborât, nu? Vorbim despre deșteptare și reformă, urmează să avem cele 10 zile în care ne vom ruga iarăși pentru Duhul Sfânt. A fost un singur caz din Scriptură în care Duhul Sfânt a venit și peste doi care nu erau în adunare. Citim în Numeri, nu? Când Moise era împovărat și la sugestia socrului său alege 70 de ajutoare. Iar două dintre ajutoare nu s-au simțit vrednice. Și nu au s-au adunat. Și când din Duhul lui Moise a fost luat și pus peste ele, cei doi au început să prorocească și ei, dar în tabără. Dar în camera de sus, când Duhul Sfânt a coborât la cinzecime, ei erau cum?
Toți împreună, la oaltă. Sau cum spunem noi, într-un spirit și o simțire. Cei care au câștigat, și cum se termină, așa începe capitolul, nu? 2. Și cum se termină capitolul? Cei care au fost, care se uneau. Cum erau? Stăruiau, toți la oaltă, în învățătura apostolilor, în dragoste frățească, în frângerea pâinii. Nu întâmplător, ei frângeau pâinea fiecare zi, nu aveau Sfânta Cină odată pe trimestru. Sau cum vrea unul dintre frații mei din Israel, nu, ați face în lunar, frate. Da? Eu făceau zilnic. Și nu întâmplător, marea problemă a bisericii primare a fost tocmai dragostea frățească. Asta ți se reproșează ție, Efes, învingătorule, calul alb. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Pentru că după cum în trup avem multe modulare, iar modularele n-au toate aceeași funcție, așa și noi cei mulți suntem un singur trup în Hristos și fiecare modulare unii altora. Dar fiecare cu diferite daruri de har și har după har, după cum ne-a fost dat. Pentru o vreme știința a crezut că avem organe în corpul nostru care sunt reminiscențe ale evoluției și nu avem nevoie de ele. Amigdalele, persoane ca mine care la 7 ani trebuie să scoatem amigdalitele, că făceam amigdalită de 3 ori pe iarnă. Era fundul meu poligon de penicilină. Da, făceam câte 10 zile era pe atunci, nu era acum 4-5 zile antibioticul, așa dădea. La fiecare 6 ore, nu mai aveam loc în casă unde să mă ascund, să nu mă găsească a mie, că vrea asistenta. Da? Și chiar știm de când la orelist, da, domnul Șerban. Doctor bun, dar cu teoria asta, da, doamna Lascu, da. Era totuși, chiar dacă era tovară și era și domn. Și zice, astea sunt, domne, de la evoluție rămase. Trebuie să scoatem amigdalele astea, aici nu sunt mai probleme copilul, într-adevăr, nu mai am probleme de atunci. Da? Dar s-a dovedit între timp că au și amigdalele o funcție. Apendicele, la fel, o reminiscență. Da? Chiar s-a propus unii, ar trebui de la nașterea copilului să scoatem lucrurile astea din corp. Și nu funcționează tot mai bine. Asta știința a dovedit că și ele au un rol acolo. Vedeți? Avem impresia câteodată că sunt unii dintre noi care sunt un fel de amigdală, care se inflamează într-una în gât. Și nu mai poți să înghiți, te doare când înghiți. Sau un apendice. Dacă ai mâncat cumva semințe și, nu se zicea pe vremuri, ai intrat pe acolo vreo coajă, aoleu, gata, îți dăm afară. Pavel ne spune altfel, nu e așa. Citiți pasajul în continuare. Credem că avem vreo parte a corpului nostru care e de rușine? Păi ce fac oamenii? Păi o popoținează mai frumos. Și toți au un rol, toți au o slujbă de îndeplinit. Eu ilustrația am citit-o și mi-a plăcut. Și am să vă împărtășesc. Nasul era supărat pe ochi de nu mai putea. Trebuia mereu să țină ochelarii pentru că ochii nu mai vedeau bine. Și începuse omul să vorbească pe nas, că îl apăsau ochelarii pe nas. Afară de asta, mereu îi lăsau semne. Și îl durea pe săracul nas de cărat ochelarii. Până când într-o zi a făcut un comitet și a zis, eu de astăzi nu mai vreau să car ochelarii. Nu știu cum, pe vremea nu erau lentile de contact, probabil. Da? Eu nu vreau să mai car ochelarii. Zi și făcut, ok, toți au dat, nasul era atât de inflamat că nu vrea să mai care ochelarii și au căzut de acord. Și când omul nostru, stăpânul nasului, s-a dus la toaletă și n-a mai nimerit clanța, cine a dat primul contact cu ușa? Tocmai nasul. Aș vrea să zic că în adunare nu este o virtute să-ți ascunzi dragostea. Am o prietenă bună în Argentina, medic, și ea venea într-o familie
Tatăl era descendent din galezi, un om foarte rece, un om foarte calculat. Îmi spunea Andrei, așa chema, în viața mea nu l-am auzit pe tata să ne zică că ne iubește. Sau să-i zică, să facă o declarație de dragoste mamei. Însă zice, nu ne-am îndoit niciodată de dragostea lui. Dar era un tip care niciodată nu, mai ales într-un context latino, era un om foarte reținut și foarte calculat. Spunea Andrei aici, era un context în care eram cu altă prietenă care era psiholog și ne psicoanaliza pe ceilalți. Da? Spunea aici, probabil o să rămân cu problema asta, cu carența asta pe viață, marcată. Ei, să știți că în biserică nu este o virtute să fii un om rece și calculat, niciodată nu faci o declarație de dragoste. Uitați cât de mult vorbește Biblia despre dragostea lui Dumnezeu. Și credeți oare că îl reprezentăm bine pe Dumnezeu atunci când... Vă zic, meu de fratele, că ne cunoaștem din Istria. Să zic, ok, frate, toate ca toate, dar suntem în biserică, nu putem să discutăm de... Să avem așa intimități. Iisus, pentru că a iubit pe ucenicii săi, a iubit până la capăt și nu întâmplător, ultima lui predică a fost tocmai despre dragoste. Vreți să știe oamenii că sunteți ucenicii mei. Iubiți-vă unii pe alții. Iubiți-vă așa cum v-am iubit eu. Vreau nu să fie mai cu moți? Uite, pe aici să treacă. Dacă eu, Domnul și Învățătorul, și bine spuneți pentru că o sunt, am făcut-o. Cu aceeași dragoste să vă iubiți voi unii pe alții. Aveam un problemă între bisericile mele la alegeri. Frații, era momentul în care se împărțeau demnitățile în biserică. Și frate, nu împărțim demnități aici. Nu ce la minister acolo primești limuzină, dacă măcar ai primit vreo... Râdeam cu Gabi, spunea când v-ați spunat, v-ați sunat aici, mai zice cei care aveau comitet și trebuia să stea și la comitet, plăteau o grămadă de bani pentru parcare. Și zic, mă, zic, dacă v-ar fi plătit, nici măcar nu plătește bani de parcare când ai comitet. Ha? E clar că nu dăm demnități aici. Aici slujim. Și nu slujim doar cei care... Exista funcție de diaconeasă în biserica primară? Păi și ce făcea... Dorca sau Tabita. Uite, toată biserica din Iope, Iafo de astăzi, era în jurul la femeia aia. Și așa de important a fost ea, că trebuie să fie înviată din morți. Pentru că ea dădea coeziune comunității din localitatea respectivă. Și era din rândul celor 12, celor 150, celor nu știu care alt grup special. Avem nevoie unii de alții. Și avem nevoie să învățăm să ne iubim unii pe alții. Și avem nevoie să învățăm să iubim. Hai să vă spun altfel. Dacă e nevoie să înveți răbdarea, sau îndelunga răbdare, care este una dintre roadele Duhului, cum o să te învețe Dumnezeu răbdarea? De câte ori ceri ceva? Gata, ți-a pus pe tavă, Domnul. Așa te învață Dumnezeu răbdarea? Sau dacă Dumnezeu vrea să învețe pacea. Cum te învață să poți să-ți păstrezi calmul, seninătatea? Viața ta va fi așa, nici măcar pat de trandafir, că mă ia mai înțeapă. Va fi așa, plutești, ești într-o nirvană spirituală ești. Acum, dacă Dumnezeu vrea să te învețe dragostea, cum te va învăța dragostea? Te pune într-o adunare de oameni toți iubitori și hippie. Parcă toți au fumat ceva înainte să vină la adunare. Așa? Să învățăm și noi de la arici. Și hai să învățăm și de la furnici. Vă mai spun una frumoasă despre furnici. Îmi plac. Și mai ales acum că am copii mici, trebuie să învăț tot felul de... Când mă întreabă despre toate vietățile și trebuie să studiez, să le împărtășesc. Un lucru frumos despre furnici. Și furnicile hibernează. Și știți cum se trezesc furnicile primăvara? Da? Au la diferite nivele în mușroiul lor santinele. Și când cea care este santinela cea mai la suprafață simte puterea soarelui și simte că pământul a început să se încălzească, ce face?
se dezmorțește, începe să-și miște piciorușele și antenuțele, iese afară, face o baie de soare, se încălzește bine, coboară mușuroi, se duce la următoarea, se lipește de ea. Și ce face? O încălzește și o trezește din amorțeală. Și amândouă ies afară și amândouă iau o baie de căldură, de soare. Se duc și fiecare. Și știți progresiv, 1, 2, 4, 8, da? Și nu-l Fibonacci. Până tot mușuroiul este trezit. Vorbind de redeșteptare și reformă, aș vrea să zic că una dintre cele mai bune căi de a avea redeșteptare și reformă este prin părtășie. Și să nu uităm că nu avem părtășie prin Duhul. Duhul este cel care mediază părtășia. Ia, fratele meu, ia, sora mea, o baie de Duh Sfânt. Lasă-te iradiat de Duhul lui Dumnezeu, încălzit. Și du-te și încălzește și pe cel de lângă tine. Și apoi voi doi încălziți pe alții. Și pe alții, și pe alții. Doar așa vom putea să cântăm ce bine e când frații cu dulce se unesc. Doar așa vor cunoaște oamenii că suntem ucenicii lui. Se spune despre un frate care trăia departe de biserică. Locuia la vreo 80 de kilometri de biserică și drum de țară. Cu șleauri. Era un chin. Trebuia să plece fratele cu ore înainte ca să ajungă la biserică. Și la un moment dat s-a gândit, păi dacă vin și eu la biserică o dată pe trimestru, păi e mai simplu. Nu mă trebuie să mă trezesc cu noaptea în cap, toată săptămâna la fermă. Nu poți să te trezești la 9, la 10. Și e zis și făcut. Și frații au văzut, a lipsit fratele nostru un sabat, a lipsit două. Da? Era un frate credincios, un om de încredere. Era, își dădea în continuare zecimea, asta nu preocupa pe nimeni. Da? S-a dus pastorul el în vizită și i-a spus, frate, uite, asta e problema, că am și copii mici, am de mers 80 de kilometri, dus 80 și întors. E dificil, am zis și eu să vin mai rar. Dar să vă faceți probleme, frate, nu m-am smintit, nu mă duc la niciun grup, nu mă uit pe internet la predicatori de ăștia fantastici. Nu, eu... A facem altarul aici acasă, cu familie, cu copilașii, cu soția. Ha? Și stau ei de seara de vorbă la gura focului. Și fratele pastor s-a uitat așa în foc și a văzut un cărbune frumos care ardea. Mai strălucitor decât toți ceilalți. Și le ia cu cleștele din foc și îl pune așa deoparte. În timp ce focul continua să ardă frumos. Ce s-a întâmplat cu cărbunele nostru? O vreme a ars. Însă a început să-i se ducă din strălucire și din căldură. Până când, cum ați spus, s-a stins. Să știți că aceasta nu este soluția în niciun caz. Să nu uităm și avem și noi hora unirii. Unde unul nu-i putere. Unde doi, puterea crește. Iar biserica înseamnă comunitate. Doar în corabie și doar sub cârmuirea lui Iisus vom ajunge cu bine la liman. Iar ceilalți, într-adevăr, vor cunoaște că suntem ucenicii lui doar când vom iubi așa cum ne-a iubit și El. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos închidem serviciul divin cu imnul Ce pace și ce bucurie, 571. Ce pace și ce bucurie să avem una
așa Dumnezeu, ciumis prin apuci solie, vom trăi pentru numele Său. Chiar slab și nevrednici în toate, stăm toți lângă El, turma Lui. Dar o altă biserică nu. Nu-i cinste mai mare sub soare decât cu Iisus să ne știm. Simțim grija Lui iubitoare și având adevăr Mulțumim, iubitul nostru Tată Ceresc, că mai presus de orice, Tu ești dragoste. Și ne inviți ca la rândul nostru să reprezentăm dragostea Ta în lumea aceasta. Însă, Doamne, nu ne fă să uităm cât de important e să reprezentăm dragostea Ta și între noi. Poate cei de lângă noi nu merită dragostea noastră. Însă fă să înțelegem cât de mult ne-ai iubit Tu pe noi, pe că noi nu merităm dragostea Ta. Și fă ca această căldură divină, această dragoste care vine de la Tine, să prindă rădăcine în inimile noastre ale tuturor. Și fă că apropiindu-ne de Tine și ne apropiem unii de alții. În mod deosebit mâine vom avea părtășie cu simbolurile sfinte. Și dorim ca această părtășie să fie deplină. De aceea Te rugăm, Doamne, să-mi cercetezi Tu în seara aceasta. Și fă Tu ca, într-adevăr, să avem parte de această părtășie deplină. Părtășie cu Tine, părtășie cu simbolurile sfinte, părtășie cu Domnul Iisus prin intermediul lor. Însă, de asemenea, să avem părtășie unii cu alții. După lecția aceea de dragoste, toate acele pe care ucenicii au primit-o de la Domnul Iisus, tot spiritul dinainte a pălit, a dispărut din mijlocul lor. Au fost curățiți. Dorim ca Tu de asemenea să ne curățești și pe noi. De orice gând și orice simțământ care vine de la cel rău, care este tatăl minciunii și al urii. Și fă ca într-adevăr toți să cunoască că suntem ucenicii Tăi.
pentru că ne iubim unii pe alții așa cum ne-ai iubit Tu. Te-a rugat numele Domnului Iisus și îți mulțumim. Amin.